În acest sfârșit de săptămână, județul Mehedin s-a aflat sub avertizare de cod galben de ploi și vânt. Vremea rea a făcut ravagii și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a scoate apa din gospodăriile inundate. A plouat abundent în acest sfârșit de săptămână în Mehedinț. Precipitațiile au căzut necontenit în anumite zone, iar pompierii au fost solicitați să intervină pentru scoaterea apei din gospodăriile inundate. În urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, pompierii mehedințeni au intervenit pentru evacuarea apei din două gospodării. Vineri seară, un echipaj din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit în municipiu pe strada Colinelor, unde a fost inundată o curte. În această dimineață, stația de pompieri Vânjumare a acționat cu auto specială în localitatea Plopi, comuna Tâmna, pentru evacuarea apei provenită din precipitații. Codul galben de ploi și vânt nu mai este valabil în prezent, dar meteorologii anunță în continuare precipitații și vreme urâtă.